Domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu este prim-ministru al Guvernului României și ne spune, ne anunță că o să facă o super-reformă. Ceva ce nu s-a mai făcut în România. Deci ce, ce reformă o să facă domnul Ciolacu? Dânsul ne spune. N-am văzut neam de neamul nostru o reformă ca Lu Ciolacu. Perfect. Detalii? Nu. Fără? Fără. Lumea se ceartă în spațiu public, analiștii analizează dar analizează pe sec. Că nu e nimic de analizat, pentru că totul este secret. A, totul e secret. Totul în România este secret, pentru dintr-un motiv foarte simplu. Nu există cetățeni, există doar maneliști. Și pe maneliști nu interesează decât cica, cica, cica la, cica, cica, cichicea. Atât. Nu interesează nimic, în general, decât dansul din buric. Buriceala, cum ar spune doamna aceea care se uita la lui, cum îl cheamă ăla? Luis, al 15-lea? Luis Gabriel. Așa, aproape, la fel. Uh, da, la Luis Gabriel. Buriceala, Buriceala. Dacă ne interesează, și pe noi românii ne interesează, decât Buriceala, cum ar spune un academician, nu ne interesează nimic altceva. Și atunci totul este secret, că nu reacționează nimeni. Bun, în sfârșit. La ideea e că se duce domnul Ciolacu la Comisia Europeană ca să vază cum face cu deficitul. Că niște acte ele de le le-a semnat, le semnat guvernările anterioare, s-a angajat la un deficit, s-a închis, s-a hăisit, trebuie depășit. Și trebuie să se ducă acolo. Ca să se înarmeze cu mult know-how și multă pricepere și inteligență și, și caracter, mult caracter, l-a cooptat pe Victor Ponta. Consilier onorific, neremunerat. Deci, domnul Ponta, din prea plinul cunoștințelor domniei sale și în materie de economie și în materie de Bruxelles, că ține minte cum se întorcea cu listele de la Bruxelles, deci e un fin cunoscător al negocierilor cu Bruxelles și cu... Așa. Deci îl consiliază pe domnul Ciolacu. Și asta zic și de domnul Victor Ponta fiind și un om de mare caracter. Deci mare. Deci și competent. Nu zic. Asta fără doar și poate. Ne și spune într-un comunicat pe care domnul Ponta l-a slobozit către țară, că dânsul a și lucrat în privat, în ultima perioadă, deci are și experiența de la privat, deci vine cu anume competență, pricepere și experiența anterioare în relațiile cu uh, Bruselul, din poziția Ghiocel în cazul dumnezei sale și uh, caracter, care, hei, când vine Victor Ponta vine cu caracter. Așa, bun, în sfârșit. Și, deci, e foarte bine. Asta vreau să E foarte bine. Domnul Ciolacu, să vă spun așa. E bine și cu astea, dar au lucrat în privat și cu E tare rău, tare, tare, tare. Și domnul Ciolacu a lucrat în privat. Ne-a spus când s-a săturat de atâta succes pe partea de SRL, -a... și-a închis balconul, a... și-a închis și balconul, așa ne-a spus, și s-a apucat de politică. A zis, gata, frate. Elo Eloane, te-am făcut, acum să fac și pentru țară. Am închis eu balconul pentru mine, să închid și balconul de la țară. Deci, haideți să vă prezint, domnul Celu, vă dau așa o speță. Mie mai îmi scriu, mie mai îmi scriu cetățenii din România. Pântre ăia câțiva, vreo 10, cred că există cetățeni, restul maneliști. Dar, uh, 10, hai 1000, hai 2000, uh, restul maneliști. Ok, nu zic că manelist e rău, zic că e altă specie, adică nu, eu zic de cetățeni. Și cetățenii mai îmi scriu așa, greu mă găsesc, că eu ne mai fiind pe Facebook-ilic, mă găsesc greu, dar și că mă găsesc, mă găsesc. Și ce a făcut domnul, ori domnul Ciolacu, ori domnul de dinainte, Ciucă, slăvit fie numele, care dansa hore. Deci asta, Ciucă, Ciucă, care dansa hore, asta cu horele, cu dansatul de hore. Ceva, deci putea brânză de burduf, toată treaba asta. Deci, în sfârșit, dar e în regulă, îl susțin. Și au zis în felul următor. Au venit și au scris zis așa scoateți o foaie de hârtie. Că e ușor. Când scrii pe o foaie, e ce ușor e. Dă un pix, pu, pac, pac, pac. Sunt tare sau ce? Absolut. Uh, de exemplu, dacă eu acum iau o foaie, zicem că vine ciolacul și iau o foaie de hârtie, apar, și scrie, de mâine, fiecare român trebuie să aibă un Ferrari. Cât de ușor a fost? După aceea te gândești, bun, dracu, de mâine, sau... adică, băi, toată lumea, da, după care, îți... bă, da, Câte Ferrari ne trebuie? Dar de unde dracule luăm? Dar de unde bani? Adică după aceea să și... Păi nu știu, nene. Astea sunt detalii. Bine că s-a gândit la și a scris pe o hârtie. E, și a scris domnul Ciolacu pe o hârtie sau ori dânsul, ori domnul Ciucă, că nu mi-e foarte clar. Dar cineva dintre aceste personalități prodigioase care ne conduc luminos destinele colective au scris pe o hârtie că fiecare școală din România, toate școlile din România. Și alea cu, de, se, de cu în fundul curții și pe aia toate școlile din România să aibă cabinet stomatologic. Cât de tare. Azi, băi frate, cât de tare. Ha? A, scris pe foaie. Să aibă. Și toată lumea seama. Bă, ce da, mă? Păi să aibă, mă, la copilași. Că-i doare dinții. Da. Zice... În acest moment, în toată țara, toată România, țara asta sau ce e chestia asta în care trăim noi, sunt vreo 12.000 de cabinete stomatologice și ei, ei, guvernanții ăștia, cu soluțiile lor, cu reformele lor, cu ăștia care au lucrat și în privat și au închis și balcoane și știu. Și -au... Sunt 25.000 de școli, deci toate, toate cabinetele stomatologice, cu de toate, din toată țara, sunt vreo 12.000. Sunt 25.000 de școli. Înțelegeți? Deci, ok. A, mic așa vă dau. A, sigur că te întrebi, a, înțeleg că e și un deadline, ceva 30 de zile. Adică, băi, hai! Gata, tata, hai, cum facem să triplăm numărul de medici stomatologi în 30 de zile? Cred că și Borcea, dacă se apucă acum să tripleze, el să zicem că poate să tripleze, dar când, când îi mai faci și medici stomatologi? Adică nici Borcea n-ar putea să-i tripleze, știți? Și Borcea știm că poate, l-a triplat. Așa. Și mi-a scris un rând de lume. Adică, uite, mi-a scris un cetățean aici. Mi s-a părut genial. De unde dracu achiziționez 25.000 de scaune stomatologice cu tot instrumentarul necesar, presupunând că ai avea banii? Adică, au scris unii pe foaie. Gata, tata, e în regulă. n cum. Zice, ce se întâmplă în unitățile care n-au loc în interior? Le faci în fundul curții. Cabinet stomatologic în alt fund al curții, nu lângă căcăstor. Îl faci în fundul curții, în aer liber, decapotat. capotat. Uh, da, și un cabinet stomatologic costă pe sărăcie 100 de mii de euro. Deci, 100 de mii. Deci, bună, înțelegeți? Deci, domnul Ciolacu, e bine și cu reformele, alea care nu sunt, astea care nu sunt secrete. Alea secrete le comentăm în abstract, așa, că ne dăm cu presupusul, cam ce vrea să facă Ciolacu. Dar în astea cu cabinetele stomatologice râde lumea, domne, adică râde lumea. Este o tâmpenie absolută, e o prostie, e un fond de trei lei. Scris pe o hârtie și și dacă ați fi cu o hârtie, devine realitate.